În momentul în care dumneavoastră vă puteți juca cu copilul dumneavoastră de la restaurantul acasă, fără ca el să se mai trântească pe jos, mergeți cu copilul dumneavoastră în cât mai multe medii care presupun alimente. De exemplu, trebuie să mergeți cu copilul la o cofetărie. Doar să vizitați cofetăria respectivă, intrați în cofetărie, vedeți cu ce probleme se confruntă copilul în cofetăria respectivă, ce sensibilități are ca să poți să știi după aceea pe ce intervii. Intrați în restaurant cu el doar atât ca să analizați, să evaluați, să vedeți de ce nu vrea copilul să intre sau ce vrea el să facă prima oară după ce copilul tău intră în, să zicem, 10 locații diferite, fără să aibă tantrumuri, adică crize de nervi. Atunci ce veți face va fi să vă duceți punctual ca să faceți ceva. Adică, de exemplu, te-ai putea duce la cumpărături și îți stabilești ca obiectiv, mă duc la cumpărături doar 5 minute cât să-și ia copilul ceea ce îi place cel mai mult, de exemplu, ciocolată. Când vă duceți într-un restaurant, în clipa în care te-ai dus și ai spus chelnerului, uite, vreau să-mi aduci o înghețată, tu imediat ai scos pe masă, până când vine înghețata, jucării. Sau dacă ești la rând și trebuie să comanzi, te joci cu copilul tău diverse jocuri fizice până în momentul în care îți vine rândul. E foarte important să prevenim foarte mult comportamentele nesănătoase ale copiilor. Copiii nu vor putea niciodată să stea la coadă, indiferent că au sau nu au întârzieri în dezvoltare, doar pentru că vrem noi. Ei vor trebui expuși pe parcurs, pas cu pas.